scos și sticla din cadru, că uite, m-am atenționat că, domne, că a stat sticla toată... La, am avut două ediții, am avut Pepsi, am să mor. Că fac reclamă, nu este nicio reclamă, nu primim bani de la nimeni, relax, toată lumea, da? Suntem la... Amețitele și mafioții. Ce-ați făcut, mă, de faci de nebunilor? Fix ce am zis eu? În verdict, asta-s făcut. Asta-s făcut. Sunt foarte multe întrebări, mă rog, care vin acum pe nișa aia de comunicare, care s-a deschis odată cu evenimentele astea, stilul ești tu, și când ăștia nu găsesc unde să scrie, ca să știți, ne scriu foarte, foarte mulți bărbați acolo. Lăsați femeile în pace. Acolo avem două fete care aproape permanent stau și, mă rog, se uită la mesaje, etc. Acum este o abundență din asta, ele nu pot răspunde pentru că o să lămuresc în rubrica următoare de ce. Așteptați... Doar că pe nișa asta scriu foarte mulți bărbați. Te-ți nebuni? Mafioții îmi scriu la femeie? Ce e aia să îmi scrii să mă întrebi chestii? Ce înseamnă asta? Dacă o să facem eveniment, o să vă chemăm acolo. În primul rând, unul, eu, mie, nu mi se citesc mesajele de la bărbați. Este ceva care nu există. Oriunde ar fi ele. Mă, fiu ăla, mă, care dă mesaje pe Facebook, pe Instagram, la femei? Ce, mă? Voi, gândiți-vă, voi dă-mi pe ce sex, mă? Păi sunt niște fătăle, mă, cum să dai mesaje? Deci tu să-i dai mesaj uneia pe Facebook, adică nu cu noi, o idee bună. Bună? Bine, alea care răspuns, niște imbecile, adică cum să dai, mă, mesaje la femei? Voi nu mai aveți, mă, nimic, voi trăiți totul pe ne, mă, sunt niște legume, mă. De-aia nu vă mai răspunde. Sunt niște legume, cum să vorbești cu femei pe net? De-aia cu ea orașul la picior, cum se făcea frumos, agață femeia, îmbracă-te frumos și agață. Că stai în Adidas ca fătălău toată viața, v-ați rămas în Adidas. De 3 ani vă încălțați numai în Adidas. Păi să vină unul în Adidas să mă ia. Unde-s, măi, nebunule, în Adidas? Unde? Du-te și fă stadionul. Sunt după. Ați ajuns. Nu că nu sunteți bărbați. Sunteți niște... niște deseleni, mă, te voi, mă. Păi, în primul rând, tu ca bărbat dai mesaje pe Facebook, bă, băiatul. Păi tu dai seama în ce hal de pămpălău ești, de măscărici. Tu ca bărbat, când te uiți la tine în oglindă, bă, sunt de sex masculin și dă una, mă, ce faci, bă, bă. Scumpe, că sunt ce dragul, ce scrie voi, barna, ce scriu, mă? Ce? Frumoasă-o, baby. Frumoasă-o, baby? Bună, baby? Bună, baby. Bună, baby! Păi, stai să mă se mai dreadă. Bună, baby! Păi, bă, măscăriciule! Păi, faptul că stai și vă... nu știu cum să zic cuvântul, că el bipuiești, vă... pe net, la poze cu femei. Ziceți voi ce înseamnă nebunilor. Ziceți voi ce pătălău stă și se uită la o poză și să la ea și să culcă. Sunteți niște anormal, sunteți niște bolnavi. Nu mai e că nu e aici, nu-i dă șmecherie, nu există. Nu există mafioți, mafioților. Totorin, mafioți. Ăia stau și se uită la o poză. Și le iese limba la ea și să gândesc ce ar face ei cu aia din poză? Nu, aia să duc și eu femeia pe care o vor ei și eu și întrețin ceea ce voi nu întrețineți deloc cu nimeni. Vă vedeți ce aveți în chiloți de Paște și de Crăciun. Ata, așa sunt. Activitatea este la nivelul ăsta. Un bărbat fătălăilor își cucerește femeia, se duce după ea, o gață pe aia, face mătănii pe acolo. Că asta e șmecheria.
Nu-i dă mesaj pe Facebook și pe Instagram. Ăia sunt niște fătălăi. Ăia sunt niște măscărici. Toți aia care dați mesaje, oricui dați voi, nu mai vorbesc de alea care răspund. Whatever. Toți... Cum să gâzi, mă, femei pe net? Vezi că ai husă la telefon, mă? Husă, mesaj pe tricou. Voi ăștia sunteți, mă? Ieșiți până oraș cu mașina, v-ați luat BMW, vezi că scrie ceva pe tricou. De ce ai mesaj pe tricou? Ziceți, mă, imbecililor. Voi sunteți bărbați? Ce bărbat e ăla, mă, cu tricou cu mesaj? Ce e cu mesaj? Adică îmi spui ceva? Cretin sau ce? Asta cu mesajele pe tricou se termină la 18-20 de ani. N-ai terminat cu liceu, ești în facultate, apare una cu care Doamne ajută, ți-ai dat tricou cu mesajul ăsta, ajungi la gunoi imediat. Ce e tricou cu mesaj? Ce imbecil, că nu ești bărbat. Mai când să fii bărbat, să... Pune recu cămașa pe tine, bă, că ați ajuns de umblați în Adidas la costum, bă, culilor. Sunteți niște cool voi, nu mă, sunteți niște dăia care lucrează în corporații, niște nimeni. Asta sunteți voi, care maxim faceți sex în două delegații. Vă dați seama în ce amatorism trăiți, într-o mizerie generală. Păi voi vorbiți, mă, de bărbați, voi sunteți bărbați cu Adidas și cu costum, vă sunteți cool, nu sunteți cool, bă. Cool e o stare, îți trebuie cașcaval ca să fii cool, să fii relaxat, trebuie să fii ceva. Înțelegi? Să fii sigur pe ceva din tine. Tu n-ai cum să fii sigur pe ceva, că tu dai mesaje pe Facebook, mă, de agățament. Te pup, mă. Poate putem să avem, ce mai zic eu? Poate putem să avem, să purtăm un dialog. Dialog? În ce sens? Că voi considerați că Facebook e o chestie asta de gen, adică voi vă cunoașteți între voi pe Facebook, că nu înțeleg chestia asta. El așa bătut joc de voi, mă. A venit unul în șlapi, Marc îl chema, în șlapi, înțelegi, și în șosete, și și-a bătut joc, mă, de voi. A făcut o rețea de asta să-și bată joc de voi. Și voi sunteți sus pe rețeaua aia și ăsta-și bate joc de voi. Și voi, ce că sunteți mafioți? Ce mafioți sunteți voi, mă? Unde să mai pomenim? Bă, voi aia m-ați mai ajutat de șmecher care agață pe Facebook, mă? Și pe Instagram și pe ce dați voi mesaje? Cred că ai vrea să mă cunoști sau zi, mă? Poate te scot la o cină. Măta, ce mai faci? Măta, ce faci? Măta? Hă? Ce mai faci, mă, măta? Să scoți femeie, mă, păi dai mesaje pe numere de telefon să scoți femeie la cină, mă, nebunule! Hă? Zice, mă, fătălăilor! Așa se agăță femeile? Păi dă-i, ne vezi, mă, femei! Voi dă-i, nu faceți, mă, sex! Păi voi ce să agățați voi? Voi sunteți niște pârliți, mă! Voi vă luați mașină ca să agățați și ce ați mai făcut cu mașina în carantină, nebunilor, n-ați mai bine, n-ați mai din casă. Voi vă luați mașină, aruncați cheile pe masă de la mașină ca să agățați femei, vă dați seama. Păi că agață mașina. Păi pune-o pe aia să frece mașina atunci. Că e, dacă tu iei mașina. Păi, adică, categoria asta și de amețite și de mafios, și că toți suferă de ea. Dom'le, că ce că, nu că ce că, mă, că ce că. Voi nu sunteți în stare să agățați o femeie. Acolo se termină. Și șmecheria, și smardoiela. La ce bun? Care e? Ce faci cu smardoiela? Pentru ce? Pentru ce e haina? Pentru ce e mașina? Pentru ce e smardoiela dacă tu nu poți să agăți o femeie? O agăți cu mașina și cu mesaje pe Facebook? Dă-ți seama ce... Ce femei, mă, stalea? Ce femei agățați voi care vă răspund la mesajele de pe Facebook? Vă dă seama ce imbecile, adică ești... Aplicații, de-alea sunt niște aplicații de se întâlnesc ăștia pe ele și fac după aia să vă duc acasă, să nu se întâlnesc. Zi, mă, aplicația aia de se întâlnesc ei și... Cum? Tinder. Da. E ceva care te întâlnești, nu, și cunoști pe aia, deci nu se cunosc, gen, nu s-au văzut în viața lor, nu? Și se întâlnești, se întâlnesc fizic, nu? Mă rog, ceva, deci cum ar veni, nu se cunoști, după aia se întâlnesc fizic. Bă, dă-ți seama la ce... Adică sunteți niște... Voi sunteți niște măscărici. Nu sunteți nici bărbați, nici nimica. Sunteți niște măscărici. Pe care vă țin niște amețite în casă care... Nu vă lasă să zgâriați pe parchet și să călcați pe mochet alb. Deci vă puneți, mă, mochet alb, nebunelor. Hmm? Ăștia cu mochetă albă,
cu parchet, să nu găzgâriem parchetul. Cum e, mă, să trăiești în teroarea la mochetă? Trăiești în teroarea, te ține mocheta, n-ai voie să calci pe ea, dar poate vine aia nebună, aia vrea să-și pună niște toace pe parchet, ce faci? Nu, te dă-ți toate toacele jos, freacă-te în râme, de-alea mergători de aia și închiloți. Vă dați seama că sunteți, tot ceea ce faceți, viața voastră, tot ceea ce faceți este împotriva sexului, împotriva relației femeie-bărbat. Și voi vreți să fiți mafioți? Mafioți? Vedeți că e și primăvară, acum a venit și au apărut. E plin de plăpumici pe stradă. Ce-i cu plăpumicile alea? Ce-s vestele alea plăpumică, mă, nebunilor? Monclerilor? S-au umplut străzile de voi, bă, băiatule. Toți mafioții sunt în cămașă și în vestuță, din aia plăpumică. Tu, ca bărbat, dacă ar veni un fătălău de ăsta la ușă, ai face sex cu el? Cu vestuța? Ai ceva la rinichi? Ce se te trage curentul? Ce se întâmplă cu vestuțe? De unde ați luat, mă, vestuțe? De unde? Vă dă mama de acasă să nu vă tragă la șale? Sau ce se întâmplă? Pune dracu sacou pe tine! Pune ceva, o geacă! Ce-i cu vestuță? Dar luați-vă, mă, vestuță de lăniță pe dedesubt, pe sub cămașă, să nu se vadă. Hm? Ziceți, mă, izmene, ăștia care purtați iarna pe sub blugi. Ce? Izmene pe sub blugi? Ți-e frig? La ce? Ți-ți fie frig? Că n-are nimic acolo. La ce ți-e frig? Îngheță ceva? Ce? Ce să-ți înghețe? Ce să-ți înghețe, mă, că tu ne-ai mai scos-o de 6 luni? Ce? Eu curat, eu am murit! It's ok. La ce ți-e frig, mă, de spui izmene? Izmene? Pe sub blugi? Izmene? Pe sub blugi? Care stați cu căciurile în casă când răziți? Ce? Ce, mă? Voi sunteți bărbați? Cum ai, mă? Voi vreți să găsesc femei? Păi cum să găsesc femei când tu ai căciulă? Tu ai căciulă pe cap. Tu când răcești, pui căciulă în casă. Pe cap. Ce să găți? Că ai bată în urechi cu alcool. Ce ai? M-a tras un pic. Te-a tras curentul? Tu nu vrei să mai faci sex, mă, niciodată. Nu mai agățați femei. Terminați cu agățatul de femei și cu discuțiile despre voi sexuali. Care sexuali? Care? Care sexuali? Care tâmplarilor? Hm? Știți cum șeapă? Imediat. Sunt ăsta așa de îndemnate și mă pun în casă. Pac! Imediat fac un dressing, îți fac o bucătărie. Păi nu, pentru că nu faci sex. De-aia faci asta. Ai înțeles? Toți ăștia non-stop sunt la mașină afară. Schimbă ceva. Ce schimb la mașină, nebunule? Ulei în fiecare zi? Ăștia toți care trebăluiesc, ei trebăluiesc, sunt atât de îndemânate și, bă, așa mi-am luat un bărbat atât de bun. Face totul prin casă, repară. Păi dacă nu face sex, are timp, înțelegi? Face non-stop ceva, non-stop face altceva decât ar trebui să facă, înțelegi? El s-a născut cu ceva. Ai idee? Ce cu izmene? Păi ce să fie? Nu sunt prea mic acolo, nu e nimic. N-aveți ce să apă? Nu, nu s-o tai dacă tu-ți faci pipi, da. E că ei doar te făcut pipi. Atât, voi nu mai aveți, nu se mai folosește asta. Nu mai există nimic. Voi stați, vă la 3 poze pe net. Asta e viața voastră. Viața voastră de, știți, de asta. Nu există nimic aici. Ce, voi faceți dulapuri? Ce faceți voi? Reparați mașini, spălați mașina de 3 ori pe zi, de 7 ori pe zi? Asta faceți voi, sunteți îndemânate și bă, știți ce, mă, după ce termină cu dulapul mai și gătește ceva. Și poate să culcă. Este în fiecare zi să culcă. Fiecare zi te culci, că n-ai ce să faci tu. N-ai, ții vestuța plăpumică, mergi prin parc, când ajungi obosit. Ești obosit, normal, dacă ai făcut 3-4-5 zile dulapuri. Logic. 3-4, că ai făcut, ai terminat dressing-ul, bucătăria și acum o iei pe scări. Bă, ăștia fac și în bloc, la vecini. Ăștia sunt ăștia îndemânate și sunt chemați tot timpul în bloc la vecini. Bă, o priză, bă, o aia, bă, o meșterie. Totul să nu faci sex. Orice, asta se întâmplă. Tu, când în momentul în care ajungi la plicostor și ți-ai cumpărat prima de-aia de pal, cum se numește, palametru de la, s-a terminat. Momentul ăla ai pus, ți-ai pus-o în cui. Gata, ai pus-o în cui, s-a terminat, ai încheiat relația. Mă, există. De-aia sunteți așa de preocupați. De casă. Păi, un om de casă ăsta, mă. Păi, n-ai cum cu el. El face, el aduce, el... Orice nu mai țec, nu. Orice nu mai țec, nu. Așa să ia, nu știu dacă îi știi. N-ai, mă. Bine. Data viitoare vă zic asta. Ăia, știi pe aia, mă, care le pun ele medicamente la ei? Când pleacă undeva, ei au de-astea de medicamente, au de toate, știi? De stomac, de zici că urme... Bă, băiatule, ce-i, mă, cu punga aia de medicamente cu care umblați? Nebunilor, ăștia care plecați, pun alea, să ai și, da, să ai și un antibiotic, ce se întâmplă? Vă operați pe creier unde mergeți? Ce-i cu punga aia de medicamente? Ce se întâmplă, mă? Ele care știu tot. Ele care iau antibiotic pentru orice. Dacă iau, eu luăm toți. De ce?
De ce, nebună, nu le știți pe alea? Alea ele știu totul pe diagnostic. Orice. Cu tărească are apendici. Păi am eu, mătușii mea lucrează la Colentina și știu exact, trebuie să faci asta. Toate amețitele sunt medici. Toate știu cu pastilele. Cu remediile. Trebuie neapărat să stai un pic diseară și să știi să umpli așa cada și cu sare, așa și... Sare? Sare. Toți luăm antibiotic, toți ne băgăm picioarele în ligiene cu sare și alți cai verzi pe pereți. Fraierii ăștia care normal trebuie să facă sex, halesc toate plăpândismele astea, toate bolile, toate medicamentele. Ce sunteți voi? Eu vreau să vă întreb când, ce dialog, că eu am pornit de la faptul că voi vreți să discutăm și să facem un eveniment pentru bărbați. Ce să vorbim? Ce să vorbim? Ce? Ziceți-mi. Ce să vorbim? Că voi mirosiți mâncare de la ale. Bă, ăștia care miroase mâncare în casă. Știți? Ăștia. Băi, știți pe aia care miroase mâncare? Și el. Le miroase pe roa mâncare. Am gătit. Spală-te pe păr! Vaco. El. Miroase mâncare. Tu miroase mâncare. Ce să vorbesc eu cu tine? Tu miroase mâncare și medicamente. Și faci dulapuri. Cu ce vrei să te ajut eu? Eu ce să mai fac pentru voi? Că scrieți acolo că disperați. Să facem un eveniment. Facem. Să învățați ce să vă îmbrăcați? Pentru ce să te mai îmbraci că tu faci dulapuri? Tu stai în casă, faci dulapuri, atât. Ai cu ce să te îmbraci, ți-i plăpumica aia și cu căpăși și ai plecat pe stradă. Și cu tricou cu... Fuck me. Please. Dar mai jos, aici completați voi, please. Oricine. Orice. Luați-mă. Răpiți-mă și duceți-mă, poate. Ce să vă învețe, mă, dănuță? Ce să fac eu, mă, pentru voi? Să ne întâlnim la eveniment, să vorbim ce? Despre costume și asta? Ce, unde suntem și costume? Unde, mă? Unde pleci tu? Ești bărbat? Tu? Nu, tu dai mesaj pe Facebook. Voi sunteți bărbați? Voi sunteți mafiozul? Ce sunteți, mă, voi? Voi sunteți și măscărici. Asta vă explic de 100 de ori. Să nu zgârie parchetul. Nu zgârie parchetul. Ne descălțăm. Ăștia, mergem la ăia. Îi iau covora, ne descălțăm toți. De ce ți-ai pus, mă, covora? Pătălăule. Ca să descalzi, domnule. Eu vă dau un exemplu clar, normal, ajungi la un, te descalzi. Bă, faci și tu cunoștință cu unul cu altul. Gândește-te fizic, uite eu acum, fizic, fizic, bă, fizic, fizic, boilor, fizic, fizic, fizic. Eu mă descalț fizic acum, da? Ții și tu, ții și mie, te rog frumos. Ce dracu de autoritate am așa cu cărnații ăștia așa? Ce asta, mă? Ce relație, adică, ce conversație pot purta doi bărbați în ciorapi? Spune și mie, te întâlnești cu unul șmecher, nu? Și mergem la unii acasă, ne pune aia, ne descălțăm, mă întâlnesc cu unul, cu un șmecher, dar sunt și eu un băiat, și eu sunt, că de-aia stă înătoaș, nu? Ce să vă răspund, ce să spun lui ăla? Scuze, sunt descălț, ciorapi ne-au descălțat. Unde sunteți, bă, băiatul, la pușcărie? Unde sunteți? Vă iau hainele ăștia, pantofii, vă pun, discutați. Gândiți logic înainte să vă comportați. Gândiți logic înainte să vă comportați. Uitați-vă! Nu se poate! Este lipsă de respect, aici numai Caterinca măcar. Este lipsă de respect. Lipsă de respect, de fapt. Și de educație. Așa că tăceți dracu de în gură, v-ați luat BMW? Păi nu aveți, stați în șosete până casă, ce BMW? Sunteți în șosete. Ce țărani cocliți. Asta sunteți voi. Voi sunteți niște țărani cocliți care stați în șosete. Prin casă. Descălțați lumea pe la uși și țineți plasticul pe canapele. Niște sărăci. Asta sunteți voi. Niște sărăci. Am pus tocurile, eu am pus tocă pe tocuri. Nu știa? Ce, tu mergi pe tocuri în avion? Unde? Păi în avion. Nu, eu stau pe tocuri în casă. Câte fiți de înțelegem? Ce înseamnă că mergi pe tocuri în avion? De ce e avion? Ce e avion? Că n-am înțeles. Căruță? Sau ce? Avionul este un mijloc de transport în comun. Cum e metrou, cum e autobuzul, cum... Nu înțeleg de ce când plecăm cu avionul, plecăm la aeroport, ne comportăm diferit din punct de vedere vestimentar, toate mețitele, să pregătesc ăia, fraierii, la fel, ții plan să tragă, ce ați spățit? Unde ați plecat? Ce zic? Dați probă, jucați într-un film de Oscar, ce aveți pe băiatul? Tu
spărveniții. Cele mai bune haine în avion. Cine te vede? Așa te faci când pleci cu metrou? Sau cred că e idee? Departajarea din capul vostru e că ce, că e mai scump să mergi cu avion? Ce țărani cocliți! Luați labele de pe cărți, de până aeroport. Te oprești să te vadă aia că citești. Păi de ce ai venit cu carte de acasă, nebunule, cultule, dacă citei? Nu vă mai opriți, vă luați gazeta și după aia peste puneți o carte. Lasă gazeta acolo, can-can ce mai e, lasă și că doar aia citești. Lasă acum brusc ăia din avion să te vadă că ți-ai luat cărticic. Hai, lasă-o că nu deschizi. Lăsați parvenitismele astea, țărani. Hmm? Mergi pe tocul? Nu, eu nu mă descalz și nu mă schimb. Și nu am haine de casă. V-am explicat în verdictul trecut. Sunteți rutina din viața fiecăruia. Ok? Marș.